Salut, fetelor! Ce mai faceți voi? Nu vă era dor de un do it yourself? Mie da. Așadar, am zis că în clipul de astăzi o să vă arăt cum să vă customizați, cum să vă readuceți la viață hainele vechi. Vom readuce la viață două tricouri și două perechi de blugi vechi de anul trecut și le vom pune așa în tendență pentru vara asta, pentru anul ăsta, chiar și pentru anul viitor, pentru că sigur anumite tendințe vor persista și la anul. Dacă vă place genul ăsta de clipuri, nu uitați să dați un like, ca să știu și eu că vă place. De asemenea, puteți să-mi lăsați idei de do-it-yourself-uri în comentarii, că eu citesc toate comentariile. Și nu uitați, dacă faceți vreun do-it-yourself din astea care le-am făcut eu astăzi, să puneți poze pe Instagram și pe Facebook, să mă tăguiți sau să mi le trimiteți. Îmi place la nebunie să văd creațiile voastre după clipurile mele, deci sunt nebunită după pozele care mi le trimiteți voi. Zic să lăsăm vorbăria la o parte și să începem cu video. Mai prin toate magazinele am văzut astfel de blugi, blugi cu dantelă, așadar m-am gândit să facem unii. Vom avea nevoie de o pereche de blugi lungi. Înainte de a începe a tăia, trebuie să marcăm până unde vrem să tăiem, iar după începem să tăiem blugii și vom transforma în pantaloni scurți. Apoi punem dantela, cum o vedeți trebuie să o puneți cu partea frumoasă în sus și o vom coase. Punem dantela așa pentru ca să nu se vadă cusătura mai apoi. O vedeți, o dăm în jos și nu se mai vede cusătura. Continuăm să coasem la mână sau la mașină, depinde ce aveți. Și mai apoi punem fierul de călcat și lăsăm danteluța jos. La buzunare am ales să le tai și cu șmilger să fac așa, așa cum ar fi purtați mult timp. Și ăsta e rezultatul final, super ușor și de efect. Să trecem la un tricou cu flanjuri, cred că este un basic al verii. Ceea ce trebuie să faceți este să alegeți un tricou mai lung pe care trebuie să-l însemnați până unde vreți să ajungă franjurile. Tăiem tivul de jos și începem să tăiem franjuri cam la un centimetru, după care, după ce am tăiat franjul, tragem de el ca să dăm acel format de franj uzat. Voi face asta pe toată suprafața tricoului, iar în spate voi urca puțin mai sus franjurile. Voi tăia de asemenea tivul gulerului și la mâneci voi face același lucru. Și gata, asta este tricoul nostru cu franjuri. Haideți să modificăm și niște blugi ai prietenului, niște blugi bărbătești. Tot ce trebuie să faceți este să semnați până unde vreți să tăiați. Tăiați, îi transformați niște pantaloni scurți pe care după aia o să-i ciuruim. Îi tăiem în câteva locuri și cu șmilgerul dăm acolo să îi facem ca și cum ar fi uzați. Am tăiat și buzunarele din spate, după cum vedeți, cât mai uzat să fie. Și pentru a înfrumuseța am ales acest plasture în formă de ruj, care l-am pus așa lângă buzunar și l-am lipit cu fierul de călcat ca așa se lipesc astea. E, voilà! Ăștia sunt pantalonii scurți, super simplu de făcut și super de efect pentru vara asta. Și acum vom face tipicul tricou cu buze care a fost foarte de efect vara asta. Vom avea nevoie, bineînțeles, de un tricou alb, culori textile și am imprimat niște buze și hashtag-ul meu în limba spaniolă și, bineînțeles, pensule. Am lipit buzele care au fost imprimate pe hârtie pe un lemn și le-am băgat sub tricou, cât de cât se vede, după cum vedeți. Și cu pensul am început să fac conturul buzelor, cu o pensulă subțire. Am ales și cu o pensulă mai mare am aplicat pe restul buzei culoarea roșu.
Voi face același lucru și cu hashtag-ul. Îl lipesc pe lemn, iar după îl bag sub tricou și încep să fac, să pictez după conturul literelor. De data asta am ales să-l fac în albastru foarte, foarte închis. Bineînțeles că am lăsat totul să se usuce foarte, foarte bine. Și ăsta e rezultatul final. Super simplu și de efect. Clipul de astăzi, sper din suflet că v-a plăcut, că v-a inspirat, că v-am dat idei noi pentru a readuce la viață hainele voastre vechi. Dacă ești prima oară când mă vezi, nu uita să te abonezi pentru mai multe videouri de genul. Iar dacă ești abonat și ți-a plăcut clipul, nu uita să dai like și un share, să vadă toată lumea, toată națiunea, cât de ușor este să-ți readuci la viață hainele vechi. Nu uitați că mă găsiți pe Facebook, pe Instagram și pe blog, acolo postez zilnic. În continuare am să vă las cu încă un clip de-al meu. Vă pupăcesc, te strâng și ne vedem în clipul următor. Ciao!